Se spune că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Totuși, de ce suntem supuși unor teste, probe, situații mai dificile? Nici teste, nici probe, ci avem un cuvânt al Sfintei Scripturi care ne spune așa, că Dumnezeu pe cine iubește îl încearcă. Tot în Sfânta Scriptură spune că atunci când uităm de porunca și de voia lui Dumnezeu, putem avea repercursiunea nepăsării Harului Divin față în raport cu nepăsarea noastră și spune așa, cel ce nu adună cu mine risipește sau cel ce nu este cu mine este împotriva mea. Și tot Domnul Iisus Hristos spune așa, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu ca toate celelalte să se adauge vouă. Dacă ne vom uita atent de-a lungul timpului, și aici corect este când spunem de-a lungul timpului, și mi-a plăcut expresia unei doamne care se vedea că nu e o femeie fără carte, dar se vedea că avea numai o noțiune filologică despre Sfânta Scriptură și ea a spus așa, când am început să citesc Sfânta Scriptură, această poveste interminabilă a neamului evreiesc, așa s-a exprimat ea, pentru că este vorba de poporul lui Israel, da, mi-am dat seama că toată Scriptura este un imens masacru și genocid interminabil între neamuri și între popoare. Și ea își punea întrebarea dacă Dumnezeu este atât de bun, este atât de milostiv, atât de drept, de ce a îngăduit toate aceste lucruri? Este întrebarea care ne-o punem și noi. Este întrebarea în care ne întrebăm. De ce avem tristețea? De ce avem sărăcia? De ce avem supărarea? De ce avem mâhnirea? De ce avem neajunsurile? De ce avem crimele? Nenorocirile acestea umane care se petrec la nivel planetar și pe drept cuvânt, făcând o radiografie a planetei, vom constata din echilibru Duhului Sfânt și din lucrarea Duhului Sfânt că sunt foarte mulți oameni de bine și aici vreau să fac o delimitare. În general, noi ortodoxi, ca popor binecuvântat prin moartea și învierea lui Hristos, prin cruce și prin înviere, prin răscumpărarea neamului omenesc, prin învierea de la mormântul lui Hristos, prin răstihnirea de la Golgota, avem o binecuvântare în plus de a fi sub harul lui Dumnezeu, dar pe de o parte avem și o încercare la nivel social sau macroplanetar sub următorul fel. Noi creștinii care cunoaștem legea harului, că așa spune, cel ce păcătuiește sub lege este mai aspru pedepsit ca cel ce păcătuiește în afara legii. Aici vorbim de păstorul Herma, un mare scriitor bisericesc al secolului 1 și 2, imediat în creștinism, care odată când păștea oile, îi se arată un înger și îi vorbește de legea lui Dumnezeu. Și el întreabă, și cine este Dumnezeu? Păi Dumnezeu este cel ce ne-a creat, Dumnezeu este cel ce ne veghează, Dumnezeu este cel ce ne păzește. Și zice, pe cei ce au păcătuit îi va pedepsi. Și păstorul Herma, care a primit învățătura, a rămas deodată mirat și a zis, păi da, dar dacă eu n-am știut până acum că el există și pedepsește și vine și intervine în viața omului și se răzbună pe anumite greșeli, ce vină am? Și atunci îngerul îi dă acest răspuns. Într-adevăr, cel ce greșește fără de știință îi se iartă mai ușor, iar celui ce greșește cu bună știință îi se iartă mai greu. Dacă o să ne uităm în filozofiile moderne, vom găsi de multe ori această ipoteză în care unii spun așa, păi, ce vină avea poporul evreu că l-a răstihnit pe Hristos
Dacă în Scripturi trebuia, scrie că trebuie să răstignească. Tot în Scripturi, negru pe alb, scrie. Păi până nu se vor împlini Scripturile, nu va veni sfârșitul. Adică noi știm că tot ce este scris în Scriptură nu-i ceva la întâmplare, ci, ca și cum am spune, totul e premeditat, totul e pregătit. Da, până aici este adevărat, că a spus-o chiar Hristos. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Dar în același timp, toate faptele pe care Dumnezeu le îngăduie, le îngăduie ca omul să înțeleagă că acolo este vorba de legea lui. Și luăm prima, ca să spunem așa, catastrofă umanitară pe care eu o consider în actul Sfintei Scripturi, în care arătăm că Dumnezeu vine cu latura bună, apoi vine cu dreptatea și apoi vine cu pedeapsa. Poporul lui Israel putea să piară de foame sau să dispară ca neam. A intrat Israel, Iacov, tatăl lor, a intrat în Egipt cu 76 sau 77 de suflete, ne arată Sfânta Scriptură. Intrarea n-a fost întâmplătoare. Unul din frați, cel mai mic, Iosif, este prins de frații lor, este legat într-o fântână, vândut la niște beduini, este luat rob ca să nu-l omoare pentru că era fratele lor și li s-a părut păcat să verse sângele lor. Poporul Israel mai purtând și pecetea uciderii lui Abel de către Cain. Și atunci, în conceptul acela moral, s-au gândit că mai bine să-l vândă. Las că-l dăm rob, slugă, dar măcar nu ne pătăm mâinile cu sânge. Acel frate al lor ajunge acolo la curtea faraonului, devine plăcut faraonului, devine un fel de sfetnic, devine un fel de sfătuitor, un tâlcuitor de vise, nu intrăm că nu ne interesează, și poporul lui Israel se dezvoltă, sau dacă vreți, prinde o îndrăzneală în fața faraonului, care s-a bucurat de toate serviciile lui Iosif, care era, pe lângă faptul că era un om înțelept, pe lângă că era un om minunat, pe lângă că era un om cast, era un om moral, era un om insuflat de Dumnezeu și era și harul lui Dumnezeu cu el, că așa și spune Scriptura. Poporul a început să se mulțească și s-a mulțit, pentru că poporul evreu se mulțea, și a dat un fel de rumoare și de cutremur poporul egiptean. Și atunci poporul egiptean a recurs la două metode. A zis așa: vom face o epurare etnică, dar cu multă înțelepciune. Poporul evreu avea mijloacele primitive, ca să spunem, încă era un popor nomad, era un popor în călătorie, era un popor înfiat sau adoptat în Egipt, era folosit la muncile de jos, cum merg și românii noștri în toată diaspora și nu îi pune la birou, fac construcții, grădini, ferme, tot ce industrie, unde e nevoie, nu se duc pe funcții publice. Și la un moment dat, hărnicia lor dezvoltă Egiptul, dar mulțimea lor înspăimântă Egiptul. Și atunci au spus așa: vom trece la o epurare etnică în care vom lucra în felul următor. Moașele, când se nasc pruncii, tot ce e de parte bărbătească ucidem, ca să ucidem gena lui Israel. Femeile, fetele, le lăsăm, că ele obligatoriu, venind vremea fertilității, vor simți nevoia de bărbat și atunci trebuie să căsătorească, evident, cu un egiptean. Egiptenii fiind ce? Fiind păgâni, fiind închinători idolatri, fiind bărbați războinici, fiind bărbați deștepți, fiind bărbați puternici, oricum atrăgeau prin cultura lor, prin felul lor, prin gândirea lor, mult mai mult, ca să spunem, șarmul social decât acel popor nomad împietrit în niște altare mici de piatră, cu o jerfă de miel, cu o jerfă de vițel. Deci era ceva dus la nivel, să spunem, ieșit din Ev Mediu, de la mămăliga de miei și trecut la cozonacul patiserii de astăzi. Și atunci, în felul acesta, femeile căsătorindu-se, se va corci neamul, se va schimba și gena și în felul acesta va spori poporul evreu și va diminua poporul lui Israel. Ei, voia lui Dumnezeu n-a fost tocmai aceea. Și atunci ce se întâmplă? Dumnezeu a dat anumite semne și anumite plăgi și faraonul Egiptului trece și gustă cele 10 plăgi. Sângele, lăcustele, buba neagră sau boala aceea, boala morții,
trece și trec, astea cum se cheamă, broaștele, trece grindina, toate încercările și ajung la cea mai grea încercare dintre toate, cea a îngerului morții, când faraonul, împetrindu-și inima de fiecare dată și primind poruncă să sloboadă pe poporul Israel prin graiul lui Aron și al lui Moise, care erau conducătorii poporului ales, a zis că nu poate. Și se împetrea faraonul de fiecare dată, dar de ce se împetrea? Dumnezeu îngăduia această împietrire ca să n-aibă răspuns, noi folosim astăzi termenul, să nu spui că nu ți-am spus, să nu spui că n-ai știut, să nu spui că n-am avut dovezi. Deci noi, vedeți, nici noi când premedităm ceva, noi ne adunăm dovezile, cumperi ceva, păstrezi chitanța, faci casa, o faci pe pământul lui mamă ta, cumperi mașina, o cumperi pe numele lui tată, tu iei un ban de la cec, pui dobânda sau banul folosești pe numele lui cutare. Deci noi din start premedităm niște lucruri. Așa le-a premeditat și Dumnezeu ca faraonul să înțeleagă că acesta este un popor care trebuie lăsat liber în voia sorții lui și nu mai trebuie ținut în robie, iar ceea ce se uneltește asupra lui nu era după Scriptură. Și în momentul când a depășit toate limitele, s-a supărat Dumnezeu și în clipa respectivă cei care erau din neamul lui Israel au uns ușile cu sânge, vorbim de mielul pascal, și îngerul morții a venit și a secerat pe cei întâi născuți, de la om până la dobitoc. Primul miel care s-a născut din oaie, primul vițel care s-a născut din vită, primul mâns care s-a născut din iapă, primul copil care s-a născut din mamă, tot, afară de poporul lui Israel. Când și-a văzut faraonul și el, întâiul născut, dreptul la moștenire, că asta era calea regală a vechimii, și a zis, duceți-vă să nu vă mai văd. Și apoi iar și-a împetrit inima și a vrut din nou să-i pedepsească. Și s-a luat după ei. Între timp s-a deschis Marea Roșie, poporul Israel a trecut și când au văzut valurile mări, a spus, ei, las, că dacă s-a deschis pentru ei și pentru noi e aceeași mare. Da. Și ne arată acolo Scriptura că Dumnezeu, poruncind lui Moise să lovească curmeziș, s-au închis apele, ei fiind cu carle și cu armata pe fundul mării, deci efectiv i-a înghițit și i-a înnecat. Aici e un genocid la scară planetară, unul asupra pruncilor și unul asupra armatei Egiptului, deci care era una din ilustrele armate. Deci vedeți că dacă ne uităm și astăzi în Valea Regilor sau în Egipt, toți turiștii lumii se duc să vadă acele sanctuare, morminte, sarcofage, mumii, tot ce se găsește acolo, picturi, lucruri. Înțelesem acum ultima dată iarăși una din frumoasele descoperiri că au găsit ceva, chiar un fel de insignă din asta regală pe care o purta personal faraon și au găsit identificarea lucrată extraordinar, că să miră meșterii de azi cum au putut să facă asemenea lucruri de artă. Ei, trecem prin istoria poporului și îl găsim pe Dumnezeu cu un popor scos din robia Egiptului și adus la poalele muntelui Faran, acolo, sub Sinai. Poporul, dacă a trăit atâția ani în Egipt, a învățat năravurile de acolo, a simțit nevoia de un Dumnezeu. Foarte interesant, Moise se duce în muntele Sinai și postește să aducă tablele și legea care trebuie. Aron rămâne să stăpânească poporul ca un spiritual, ca un duhovnic. Poporul care era nou și dedat la modernisme, ce vedem noi astăzi în societate, vedem mereu aceeași dispută între ce? Între catolici, între ortodoxi, între penticostali, între jehoviști, între reformați, între protestanți, între ce vrem, budiști, hinduși, indieni, mahomedani, deci islamul. Fiecare își păstrează porțiunea de dogmă, de demagogie spirituală și ține la ea cu strictețe. Nu o verifică nici prin prisma Scripturii, pentru că Scriptura nu-i pentru toți. Islamul are Coranul, ăștia budiști au Tripitaka, deci niște scrieri lui Buddha, care el n-a scris niciodată în ele măcar o literă, ci toți ucenicii lui au făcut adevărate biblioteci în file de plumb, în litere de plumb, în foi de pergament imprentat, în papirusuri, lucruri de artă. De fapt, popoarele asiatice dintotdeauna, fiind o cultură și mai veche decât cultura creștină, care are 2000 de ani, deci noi vorbim de 4000 de ani înainte de Hristos, când aceștia descoperiseră, dacă
să o luăm așa și ochelarul și binoclul și focul și praful de pușcă. Deci avem multe lucruri care se contrazic în raport de ceea ce credem noi că am descoperit științific și cine au fost acești oameni la vremea lor. Ei, și fiecare și-a îmbogățit doctrina cu un obicei, colege, limba creștină, ca să spunem, are la bază două mari obiecțiuni. Fericirile pentru Noul Testament, tot ce înseamnă bunătate în numele lui Dumnezeu, și decalogul, care înseamnă oprirea oricărui lucru în fața lui Dumnezeu. Și cum începe Dumnezeu? Dacă ai călcat una din porunci, vinovate față de toate celelalte. N-ai iubit, e clar că lipsa de iubire e răvârșită asupra oricărei persoane. Nu mai spunem că ai ucis, nu mai spunem că ai furat, nu mai spunem că ai curvit, nu mai spunem că ai mărturisit strâmb, nu mai spunem că nu ți-ai cinstit părinții, nu mai spunem că ai vrut să hrăpărești prin vicleșug, care azi e o modă, dacă nu te des, cum spun, dacă nu îți merge mintea să fii sănătos. Adică, vedeți, noi le luăm ca pe niște aturi astăzi. Da, ăla e mare, ăla e tare, ăla e nu știu ce. Nu, înaintea lui Dumnezeu, ea se numește nedreptate, pentru că Dumnezeu are o expresie pe care o folosește în Sfânta Scriptură și spune așa: gândurile mele nu se potrivesc cu gândurile voastre. Și tot Domnul Hristos spune în Scripturi: nici cărările mele nu sunt ca și cărările voastre. Deci noi avem o idee și un gând, Dumnezeu are cu tot o altă lucrare. De aceea e și proverbul popular, ușor de înțeles, care spune așa: omul propune și Dumnezeu dispune sau hotărăște. Noi ne facem planul, e proverbul popular, nu se potrivește planul din târg cu cel de acasă. Da. Și atunci Dumnezeu intervine și face un alt genocid, de altă factură. Nu pedepsește poporul Israel, că Moise are îndrăzneala să-i spună lui Dumnezeu de la egal la egal, pentru că avea trecere, era insuflat de Duhul Sfânt, era proroc și își permitea să vorbească cu Dumnezeu, nu oricine își permite să vorbească cu Dumnezeu, și îi spune așa: Doamne, dacă îi ștergi din cartea vieții, ștergi-mă și pe mine, dacă ierți pe ei, atunci lasă-mă și pe mine. Și Dumnezeu a ținut cont, dar a lucrat mai departe dreptatea lui, fără a ține cont de, fără a călca dolianța lui Moise, dar fără a ține cont că legea e lege, nu-i tocmeală. Și atunci ce a făcut? S-a deschis pământul, a înghițit pe Datan și pe Aviron și pe toți răzvrătiții care au crezut că pot ei pune mâna pe lucrarea harică, levitică și preoțească a Vechiului Testament, acolo în pustie, care au crezut că pot să-și facă idol, că au făcut un vițel de aur și jucau în jurul lui. Dacă așa au văzut în Egipt, era de necondamnat. Noi astăzi condamnăm tineretul nostru, de exemplu, generația tânără, să vorbim, hai să nu spunem din 89, să spunem din 2000 încoace, că cei care s-au născut până în 90, încă România nu gustase tot amalgamul ăsta occidental, toată marea asta de surogate care vin peste noi. Dar din 2000 încoace, de 20 de ani, le gustăm în plin. Și deci generația tânără, 18, 16, 19, 20, 25, ăștia sunt în plin ascensiu de nebunia care se vede la ora actuală. Și atunci, dacă ei sunt împrăștiați pe toate meridianele, lucră în toată lumea, se vorbește în toate limbile pământului, culmea, suntem un popor care ne-am adaptat, au învățat femeile noastre bătrâne, italiana, că au lucrat în Italia, altele franceza, spaniola, portugheza, toate limbile pământului. Am văzut femeie româncă vorbind turcește, pentru că a lucrat la Istanbul, mi-a picat plombele, cât de fluent vorbea, și a întrebat: și cum ați învățat? De nevoie, părinte, viață, soarta te învață. Și vorbea fluent, a spus: dacă mă duc în bazar la ei, la Baia Zid acolo, ei nu știu dacă sunt turcoaică sau nu, numai trebuie să-mi pun șalul ca ei. Deci atât era de fermă pe poziție. Da, da, da. Femeie la 50 de ani, făcea afaceri. De ce vă spun lucrul ăsta? Oamenii s-au adaptat și au învățat să se respecte în primul rând. Deci și-au dat seama că multiculturalismul ăsta nu rezistă decât prin respect. Eu îți dau ție bună ziua, tu îmi dai mie bună ziua, eu te salut pe tine, tu mă saluți pe mine, eu pe celălalt, celălalt pe celălalt, și în felul ăsta noi nu trebuie să ajungem la săbii și cuțite, pentru că Dumnezeu, în primul rând, ce spune Apostolul Pavel? Este pacea în Duhul Sfânt, este bucuria în Duhul Sfânt, este liniștea, curăția, smerenia, îndelungă răbdarea, bunătatea, împotriva lor nu este lege. Deci și tot Apostolul Pavel vine și ne spune: și păgânul, chiar dacă n-are lege, tot ale legile lucrează. Deci să ne uităm cât de mult s-a denaturat islamul.
De exemplu, islamul primordial, ca să-i spunem, cel inventat de... intuit, scris, pregătit și conlucrat de profetul lor Mahomed, cu viziunile, cu tot ce susțin, de exemplu, totul s-a format în jurul triburilor de la Mecca și Medina, acolo s-au unit acele triburi, el a avut viziunile ca atare care le-a avut și, mă rog, descoperirile pretinse. Se spune că Mahomed s-a înălțat la cer de pe stânca unde a fost jertfit Isaac, din punct de vedere doctrinar, istoric, nu s-a dovedit vreodată lucrul acesta, nu știm când a vorbit cu Arhanghelul și i-a spus, dar cert este că moscheia care se află pe domul stâncii, cum îi spunem noi astăzi, este locul sacru de unde atât Ismail, fiul Agarencei, care este tot fiul lui Avram, cât și Isaac, fiul lui Avram, venit prin binecuvântarea Sfintei Treimi, care mănâncă la stejarul mamrei, ei se luptă de la acea stâncă unul cu altul, dar lupta ar trebui să fie printr-o credință dreaptă, din care porunca vine de sus din cer. Ce îi spune Dumnezeu lui Avram? Te voi binecuvânta întru toate neamurile. E binecuvântare, vine din cer, nici n-o poți șterge, nici n-o poți radia, nici n-o poți șterge din diptice. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Binecuvântat vei fi în veacul veacului. Deci, ușor, vrei, nu vrei, lucrurile se văd cu ochiul liber. Voi blestema pe cei ce te blestemă și voi pierde pe cei ce vor vrea să te piardă. Deci, iată niște lucruri care nu sunt atât de simple, dar care înseamnă ce? Genocidul Vechiului Testament, lupta celor 14 popoare, 12 popoare, Hananeie, fiul lui Ham, din Hanan, din neamul lui Ham, al treilea fiu al lui Noe, cu care poporul lui Israel s-a luptat de-a lungul Vechiului Testament și n-a cucerit decât, n-a ucis decât 7 neamuri. N-au reușit să le piardă. Dar au mai rămas încă 5 și până în ziua de astăzi. Dar cel mai de temut, adică este tot cel din seminția lui Agar, Ismail, despre care s-a spus așa, vei lupta, vei fi războinic, vei fi puternic, vei avea prăzi, dar vei fi sluga fratelui tău. Ei, dacă în Scriptură scrie lucrul ăsta și pe pământ e altfel, să fie, nimeni nu-i împotrivă. Poate pentru moment, nu știm istoria și viitorul. Dar cert este, deci cert este, că toate aceste lucruri s-au petrecut sub voia lui Dumnezeu. A mai rămas o mână de oameni de pedepsit, cei care au jucat în jurul vițelului, dar Dumnezeu nu i-a ucis pe toți odată, adică n-a dat o molimă ca să-i piardă. Și a lăsat rătăcirea poporului evreu în jurul muntelui Sinai până ce s-a dus frumos o generație. Adică, cum am spune noi, mai avem încă 10 ani, și de-abia scăpăm de generația comunistă, altoită, prăsită, genetic. Deci după 40 de ani putem spune că generațiile care se ridică și-au diluat conceptul comunist despre sistemul acesta neomarxist sau leninist sau stalinist care a fost el și a venit și a dominat Balcanii. Ei, același lucru se întâmplă și acolo. Ajung în Israel, ne trezim exact în epoca în care și ei la rândul lor își calcă făgăduințele față de Dumnezeu, totul devine ca și în ziua de astăzi relativ, totul devine permisiv, să nu mai vorbim de judecătorii care nu mai fac față, să nu mai vorbim de împărații care nu mai fac față. David are și el răzvrătirea fiului său Absalon și a celor din jurul lui, Solomon, care ceruse înțelepciunea lui Dumnezeu, o ia și el pe arătură cu femeile păgâne, cu idolii lor, cu toate rătăcirile lor. Asta vedem din Canonul Mare, că de acolo vă povestesc, nu e o literatură, totul e prins în Sfânta Scriptură, dar Andrei Criteanu face sinteza. Și iată ne ajunși în vremea apropierii venirii Fiului Omului. Ce găsim în Ierusalim? Găsim oameni vanitoși, puși pe lupte și pe ucideri, care pretind că păstrează legea. Ce spune Hristos în timpul activității mesianice?
Vai vouă care puneți bir pe popoare, care puneți legi pe oameni, care puneți sarcini greu de atins, voi nu le urmați, dar le dați la alții, țineți cheia împărăției cerului, voi nu intrați nici pe alții, nu lăsați, vai vouă morminte văruite, vai vouă farisei fățarnici, vai vouă cărturari care strecurați în țarul și înghițiți cămila. Deci ce găsește Hristos la venirea în lume? O sinteză a lumii căzute în toate divergențele la cuțite cu Dumnezeu, oricând putea să piardă pământul, și avem mărturia în grădina Ghețimanii, când poporul aclamă pe Iisus că a înviat morți, că i-a curățit, că i-a hrănit, că le-a făcut, dar tot același popor strigă, manipulat de instigator, răstignește, răstignește, răstignește. Deci, ce constatăm? Că avem două elemente. Cum se spune? Glasul poporului, glasul lui Dumnezeu, nu? Nu e întotdeauna așa. Iată că și glasul poporului nu e glasul lui Dumnezeu. Osana, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Răstihnește, răstihnește sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri. Același popor. Cel care mâncase în pustie, cel care avea oloși, cel care avea orice, așa mai departe. Deci, ce găsește Iisus făcând balanța umanității? De ce intru în ea? Ca să vedeți de unde vin relele. Ce găsește Iisus în balanța umanității? Ce ne scrie David în psalm cu 2000 de ani? Toți s-au bătut, netrebniți s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Deci trebuie să vină Dumnezeu să îndrepte legea. Deci prorocea venirea lui Iisus pentru că legea era degradată. Ce găsește Iisus în legea cea veche? Găsește reguli și regulamente, cum găsim și astăzi. Ordonanțe, peste ordonanțe, peste urgențe, peste asumate, peste responsabilitate, votate, contestate de deputați, aprobate de senat, trecute de CCR, trecute de, mă rog, toate formalitățile astea politice. Ce fac oamenii? Apostolul Pavel ne spune, își fac legi după nebunia lor, după patimile lor, după zăpăcerile lor, după ieșirile lor, după neputințele lor și cred că sunt al lui Dumnezeu. Și ce spune Dumnezeu în final, undeva în Evanghelia lui Matei și Marcu? Spune așa, la vreme de apoi veți fi duși, poate, la dregători, la împărați, înaintea celor mari. Să nu vă fie frică nici ce răspundeți, nici ce spuneți că Duhul Sfânt vă va da vouă. Dar să nu vă fie frică că unii chiar vă ucid crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu. Deci adică cred că păstrează legea. Dacă ne ducem la Apostolul Pavel, păi este primul om care, deci este primul apostol care ar trebui contestat. Și o să spuneți de ce. Păi dintr-un motiv foarte important. Nu știu cum ar trece Apostolul Pavel de... Nu știu cum ar depăși Apostolul Pavel astăzi stilul de gândire doctrinar pe care l-a impus, descoperit de Dumnezeu, că el spune apostola lui Hristos prin credință, eu nu i-am fost ucenic, n-am văzut minuni, n-am văzut taine, n-am trăit lângă el, ci din drumul Damascului m-am convertit și din Saul m-am făcut Pavel, că și ăștia apostoli se temeau de el, era în primul rând un om cult, era în primul rând un om pregătit, un om pragmatic, un om drept, un om corect și un om pe față, cum se spune. Pavel mustra păcatul direct la rădăcină. Deci Pavel nu umbla cu jumătăți de măsură. A intrat într-un conflict cu Petru, care săracul întâi pe păgânii tăia împrejur și după aia îi făcea creștini. Și Pavel a spus, dacă s-a tăiat Hristos împrejur, noi să ne tăiam împrejur la simplu. Pentru ce să mai suferim o durere trupească nefolositoare? Ce rol are asta? De aici s-a și numit secta iudeo creștină, că cei ce veneau spre creștinism, treceau prin iudaism, adică prin această tăiere împrejur. Pentru că era obiceiul timpului de atunci. Da, da. Ei, Pavel vine categoric și desfințează lucrul ăsta. Marcul părăsește, se duce cu Petru și Pavel rămâne cu Timotei, cu Tit, cu cei care l-au urmat mai departe. Ne întoarcem la Pavel și îl contestăm. Ce spune Pavel la romani? Supuneți-vă stăpânitoriilor că sunt de la Dumnezeu. Să-i admiți lui Pavel o asemenea expresie la început de creștinism, când dominația era romană, închinare la zeul Mitra, la zeul Soarelui, păgâni fără Dumnezeu, fără Evanghelie, idolii vinului, idolii curvii, idolii beții, idolii războiului, idolii vânătorii, idolii de tot panteonul roman,
Cum adică supuneți-vă stăpânitoriilor că sunt de la Dumnezeu? Vine Pavel și ne spune în ce fel. Dacă ca biserică în creștere nu vă veți supune legilor statului, veți dispărea ca biserică, pentru că noi nu putem ca biserică începută, vorbește Petru în prima zi să convertesc 2000, vorbește Petru a doua zi să convertesc 3000 și biserica creștea și se mulțea cu Duhul, spune mai departe. Se făceau minuni, se făceau semne, dar au început 300 de ani de prigoană creștină, unde creștinii când erau prinși erau direct uciși, decapitați, jupiți, dați la fiare, băgați la gladiatori în arene să-i omoare, dați la lei ca să-i mănânce, băgați în căldări încinse cu șmoală. Și atunci Pavel și-a dat seama, biserica nu va rezista niciodată. Trebuie neapărat să faci din actul credinței o pustie a inimii, trebuie să faci o biserică a minții, trebuie să faci o trăire a Duhului, că ce spune Apostolul Pavel? Dacă suntem în Duhul, în Duhul să și umblăm. Dacă cine vrea să placă împăratului, spune, nu se încurcă cu treburi lumești, se ține de treburile oastea, adică de oastea lui creștină. Și în felul acesta, Pavel reușește să muleze perfect, prin cele 14 epistole, tânăra biserica lui Hristos, întemeiată la cinzecime, pe toată lucrarea Imperiului Roman, romanii să prindă încredere în creștini, să-i vadă că sunt oameni serioși, să-i vadă că sunt oameni de calitate, să-i vadă că nu sunt vulnerabili, că nu sunt războinici, că nu sunt răzbunători.